Știu că mulți nu o să fiți de acord cu chestia asta, că, domne, trebuie să mănânci, trebuie să te alimentezi, corpul are nevoie de proteine, faci sală. Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile și să dai un follow la pagina de Instagram. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și în seara asta vreau să fac un anunț. Poi mâine, pe 7 februarie, voi scoate un clip motivațional. Am fost săptămâna aceasta și am filmat un antrenament pentru a vă arăta mai bine de unde am plecat și unde am ajuns, nu numai cu kilogramele, nu numai cu starea mea. Trebuie să vedeți și antrenamentul, este foarte, foarte motivațional. Am pus și o melodie de la B.U.G. Mafia, fără înjurături, e curată și foarte motivațională, așa că joi, pe 7 februarie, fiți atenți și dați acolo un click și un like dacă vă place. Astăzi este marți și mă plictiseam un pic acasă, sunt singur și m-am gândit să vorbesc despre cât am reușit eu să slăbesc. Știu că este o sumă foarte mare, unora nu știu, o să li se pară foarte, foarte mult. M-am urcat acum pe cântar. Am mai slăbit un kilogram decât vedeți aici. Deci am acum 132,1. Un kilogram 200. M-am cântărit duminica, acum 3 zile, și continui să slăbesc foarte mult. Cum reușesc să slăbesc? Păi, în primul rând, și știu că mulți mă veți critica, în primul rând, au fost zile în care nu am mâncat absolut nimic. Deci, nu a fost decât challenge-ul acela de 40.000 de calorii challenge. Dacă nu l-ați văzut, intrați în descriere și o să vă pun un link. Acolo am mâncat 40 de calorii și vreau să spun că după acea zi a fost foarte greu, într-adevăr, dar după acea zi am observat că cum să zic eu, pot să mănânc mai rar, mult mai rar. Eu am făcut intermittent fasting înainte și am reușit să stau 10 ore, 15 ore, 18 ore nemâncat. Și de aceea mi-a și venit ideea să fac acel challenge. Am zis, hai să încerc să stau nemâncat toată ziua. Știu că mulți nu o să fiți de acord cu chestia asta, că, domne, trebuie să mănânci, trebuie să te alimentezi, corpul are nevoie de proteine, faci sală, să-ți crească mușchii. Ei bine, în clipul de joi o să vedeți, în clipul următor, o să vedeți că progresul meu în primele 30 de zile de când am început, pentru că duminică am filmat a patra săptămână, dar nu se făcuseră 30 de zile, mai erau încă 5 zile până atunci. Deci joi se împlinesc fix 30 de săptămâni și o să vedeți cu adevărat masa musculară pe care am acumulat-o. Și antrenamentul care a fost foarte bun, am avut un antrenament săptămâna aceasta foarte, foarte bun. Și am reușit să filmez, m-am dus mai devreme la sală să nu fie aglomerat. Da, ce m-a făcut să fiu atât de motivat și să pot să stau nemâncat? Știu că e foarte greu, alții nu reușesc să stea nici 4-5 ore fără să mănânce ceva, mănâncă foarte multe mese, dese, în speranța de a slăbi mai repede. Pentru că, de ce nu, și am făcut la fel în trecut, am încercat foarte multe variante, cred că e a patra sau a cincea oară, chiar vorbeam cu antrenorul meu de la sală, e a patra sau a cincea oară când mă apuc de sală și mi-a zis să nu mai mă las pentru că am potențial, așa că dacă nu o să fie nicio accidentare și sper să nu fie, o să mă țin foarte mult de sală și o să se vadă mult mai bine pe viitor. Dacă veți urmări canalul meu în continuare, bineînțeles, sau dacă vor fi alții care o să dea de mine. Da, deci ce m-a ținut pe mine foarte, foarte, foarte motivat în chestia asta? Să nu mănânc cu zilele, să, nu știu, să mănânc foarte puțin, cum am reușit să fac chestia asta, de ce nu mi-e rău, de ce n-am murit, de ce n-am leșinat. Înțelegeți? Pentru că n-au avut stări de leșini, n-au avut amețeli foarte mari. Bine, că așa când mai lucram cu capul în jos sau ceva,
Normal că te ia amețeala, dar o amețeală de scurtă durată, de 2-3 secunde și ușoară. Bun, deci eu m-am motivat foarte, foarte tare, deoarece am creat acest canal de YouTube în primul rând și am vrut să arăt că se poate, pentru că orice este posibil, atâta timp cât îți dorești lucrul acela, nimic nu te poate ține să nu realizezi. Eu mi-am canalizat toate resursele pe starea mea psihică, pentru că atunci când pleci la un drum atât de lung cum am eu, de a slăbi 50 de kilograme, trebuie să fii foarte, foarte motivat și foarte bine pe psihic să-ți dorești cu adevărat chestia asta și să te gândești numai la chestia asta. Și canalul de YouTube mă ajută foarte, foarte mult să mă gândesc tot timpul, să rămân pe drumul cel bun, să mă ambiționez mai tare în fiecare zi. Mă ține foarte mult ocupat, sunt la început cu editarea și stau câte 6 ore, 7 ore pentru pentru clipul următor. Am lucrat 3 zile de la el, lucrez de duminică și este foarte, foarte greu să bagi atâta informație într-un timp atât de scurt, pentru că practic tot clipul o să fie cât ține o melodie și o să fie imagini și filme cu mine de la antrenament și așa mai departe, cu cântarul și poze cu mine înainte și după. Iar după canalul de YouTube, următorul lucru care m-a motivat pe mine foarte, foarte tare a fost atunci când am văzut diverse emisiuni pe YouTube în care oamenii nu mănâncă absolut nimic și mai sunt și într-un concurs sau, mă rog, mănâncă foarte puțin, gen o jumătate de cupă de orez și aleargă și înoată și fac o grămadă de exerciții pentru că au niște probe la concurs foarte, foarte grele, gen, uitați, ultimul trib în care ei mănâncă foarte puțin. Se vede că au și slăbit foarte mult, unii au slăbit câte 6 kg într-o lună, ceea ce e perfect normal pentru că ei nu sunt foarte grași. Da, și eu trăiesc în condiții foarte, foarte nasoale. Și bineînțeles că lucrul acesta mi-a dovedit încă o dată că se poate. Apoi, al treilea lucru, care probabil că este cel mai important, dacă e să te gândești psihic, eu mă uitam la oameni, la, mă rog, diversi chinezi, diversi indieni care găteau. Îmi place foarte mult mâncarea și m-am uitat foarte mult în trecut la clipuri de genul acesta și de curând am dat de încă un clip în care un tip, un englez sau un american, nu mai știu, a făcut water fasting, a ținut foarte mult water fasting-ul, vreo, nu mai știu, 20 de zile sau 30 de zile, nu a mâncat absolut nimic, a băut decât apă. A făcut și Bogdan Pricope acum de curând, apropo, dacă îi cunoașteți canalul, dacă nu, să căutați pe YouTube Bogdan Pricope, water fasting, și el a rezistat fără să mănânce nimic 5 zile, mi se pare. Și pur și simplu, na, nu i s-a făcut rău și a desfășurat activitatea ok, omul n-a murit, puteți să îl vedeți. Și am făcut, după aia am făcut legătura între aceste două chestii. Între faza cu tot felul de oameni care am văzut eu care nu mănâncă nimic 30 de zile și faza cu clipurile cu mâncare, cu indienii, cu chinezii. Și legătura este următoarea. Gândiți-vă la care sunt cei mai sănătoși oameni pe planeta asta. Ei bine, cei mai sănătoși oameni pe planeta asta sunt cei din Asia. Și pe lângă că sunt cei mai sănătoși, sunt și cei mai numeroși. Și pe lângă asta, mai sunt și unii dintre cei mai săraci oameni. Deci, sunt mulți, sunt săraci, sunt vai de capul lor, nu au spitale, nu au educație, trăiesc ca niște neandertali, majoritatea care stau prin păduri. La masă sunt câte 20, 30,
bine, să nu exagerez, să zicem 10 oameni, dar voi cât sunteți amas în familiile voastre? Sunteți 2, 3, 4, poate. Și cu toate astea aveți supermarketuri, avem mașini, avem salariu, avem bani, avem cu ce să ne surcăm. Ei, gândiți-vă că nu au, unii nu au nici apă potabilă, nu au nici casă sau o dărăpânătură din aia de casă, nu au mâncare, nu au venit, nu au spitale, aproape sunt, deci sărăcia și cu mizeria, să zic așa, și faptul că sunt și foarte, foarte mulți, ar trebui să răspândească o epidemie, practic, oricând și să îi curețe, să moară, nu? Dar cu toate astea nu se întâmplă și ei trăiesc foarte, foarte mult. Trăiesc până la 100 de ani, unii, până la 80, până la 70. Obezitatea în partea aia este foarte, foarte mică. Toate chestiile astea, vă dați seama că m-au făcut să mă gândesc că ei, practic, trăiesc mult, deși au niște condiții foarte vitrege, cum am zis mai devreme, trăiesc foarte mult pentru că mănâncă foarte puțin și foarte sănătos. Deci, stăteam și mă gândeam, e un tip de ăsta, de fapt sunt mai mulți, indieni din ăștia bătrâni care gătesc, îi filmează nepoții și așa și au câte 2-3 milioane de abonați pe YouTube. Chiar mă gândeam la ei, băi frate, gândește-te că ăia sunt 10, sunt 20, sunt 30 la masă. Ei de-abia mănâncă, găsesc, nu știu, găsesc o capră, o taie și mănâncă 30 din ea. Și a doua zi trebuie să găsești altceva să mănânci. Apa la fel, e foarte greu de găsit. Și cu toate astea trăiesc cel mai mult. Deci trăiesc mult mai mult decât noi care avem o îngrijire sanitară foarte bună. Bine, nu noi, dar țările vestice. Deci e un paradox. Țările vestice care sunt foarte, foarte dezvoltate au o rată de obezitate foarte mare și foarte mulți mor anual din cauza inimii, din cauza grăsimii care se acumulează pe inimă și așa mai departe. Fac stop cardiac, fac atac cerebral și dau colțul. Cu toată tehnica asta avansată, cu toate spitalele din lume, rata de deces la ei este mai mare din cauza grăsimii și nu numai, decât în părțile gen India, gen China, unde sistemul de sănătate poate nu este la fel de bine pus la punct, spitalele sunt la sute de kilometri, sunt miliarde, deci în China plus India adunate, populațiile depășesc 3 miliarde, depășesc, nu știu, ajung aproape la jumătatea populației de pe glob. Și este foarte, foarte greu să fii și mulți, să nu ai ce mânca, să nu ai bani, să nu ai serviciu, să trăiești în junglă sau în deșert și să te descurci. Și cu toate astea, nu că se descurcă, dar oamenii cred că sunt foarte fericiți. Dar bine, nu sunt inteligenți sau ceva, sunt inventivi, sunt intuitivi, se descurcă foarte bine și au căpătat aceste obiceiuri de a, eu știu, a vâna, a tăia lemne din moș-strămoși de când erau mici și acum sunt foarte, foarte buni, dar nu beneficiază de toate lucrurile care le avem noi, de toți doctorii, de toată, tot felul de mâncăruri, de tot felul de pastile. Și cu toate astea, ei trăiesc mult, mult mai mult decât noi. Deci, nu știu dacă m-am făcut înțeles, dar ideea logică este că longevitatea lor este dată de faptul că mănâncă foarte puțin. Mănâncă undeva la, cred că sub 1000 de calorii pe zi, pentru că sunt foarte mulți și foarte săraci și cu toate astea trăiesc 80-90 de ani. Sunt slabi, bineînțeles, acum eu vorbesc de slăbit, deci să ne înțelegem, vorbesc de slăbit, nu vorbesc de culturism, nu vorbesc de a pune masă musculară, astea sunt cu totul și cu totul altceva. Eu am brațele astea așa mari, vedeți? Le am mari pentru că este genetic la mine și mă dezvolt foarte, foarte repede. Sunt tipul acela somatic care se îngrașă foarte repede. Nu mai știu cum se numește exact, nu vreau să fac o greșeală. Așa că acumulez masă musculară foarte repede, chiar dacă nu mănânc,
câteva zile, chiar dacă nu dorm, știți bine că am avut probleme cu somnul, cei care mi-au urmărit primele vloguri știu, am avut probleme cu somnul la început și nu a fost deloc ușor, adică mă adormeam dimineața la 10 și dormeam toată ziua. A fost foarte greu și până m-am reglat și așa mi-a fost foarte, foarte greu, dar acum nu știu cum să zic, simt că am energie, mănânc o dată pe zi, de 2 ori maxim. Bine, nu mănânc mese mari, gândiți-vă că mănânc de 2 ori, dar mănânc puțin, mănânc în jur de 1000 de calorii. Unele zile poate nu mănânc nici 500 de calorii, în alte zile poate mănânc 1200, 1300, 1400. Iar în alte zile poate nu mănânc absolut nimic, deci sunt zile și zile. Eu îmi ascult corpul în fiecare zi și depinde de felul în care mă simt. Dacă simt că este ceva în regulă, bineînțeles că voi mânca, dar de obicei beau foarte, foarte multă apă. O să beau și acum puțină. Pentru că apa este foarte importantă. Deci apa este foarte, foarte importantă când vrei să slăbești și nu numai. Corpul nostru este făcut 3 sferturi din apă, așa că țesuturile au nevoie de apă, în primul rând, pentru a supraviețui. Hrană, poți să supraviețuiești, poți să acumulezi masă musculară, da? Să ne înțelegem, eu am făcut sport și înainte și m-am lăsat cam 2-3 ani, n-am mai făcut nimic și acum m-am reapucat după o lună și poți să pui masă musculară. Bine, mușchii au memorie musculară, știu asta și mie mi s-au reactivat. Dar poți. Ideea este că trebuie să slăbești foarte bine mai întâi, ca să se vadă mușchii aceia și să fii sănătos și să poți să-ți desfășuri activitatea zilnică în condiții normale. De aceea e important să slăbim. Mai am foarte mult, într-adevăr, mai am foarte mult până să slăbesc 50 de kilograme, dar eu zic că este un început bun și vreau să vă motivez și pe voi să începeți să vă schimbați stilul de viață și alimentația și să încercați să nu mai mă criticați dacă mănânc puțin sau... Eu să cresc caloriile în momentul în care simt că am ajuns într-un punct limită, iar corpul meu este secat de toate puterile de energie și așa mai departe, o să-i dau absolut, bineînțeles, o să-i dau mai mult. Am mâncat miere foarte multe zilele acestea, am mâncat zilnic. Eu care nu mâncam, eu care am afacere cu miere, ne ocupăm cu miere și nu mâncam. Fraților, vă dați seama să, nu știu, să ai ceva din belșug foarte, foarte mult și să fie să foarte sănătos și să nu îl consumi. Iar obiceiul acesta de a face clipuri pentru voi m-a făcut să mănânc miere. Îmi face foarte, foarte bine, îmi dă energie, îmi creează o protecție la stomac și plus de asta, nu știu, căutați pe internet, nu am timp să vă spun acum toate beneficiile mierii, dacă vreți o să fac un alt clip mai altă dată și o să vă explic mai mult. Și am mâncat iarăși, am mâncat polen. Deci eu care la fel nu mâncam, nu mă atingeam nici de miere, nici de polen, nu puneam decât o linguriță în cafea și atât. E, acum, pe lângă lingurița aia, mai au și o linguriță de miere, o linguriță, două de polen și, uitați, așa rezist câteodată să nu mănânc absolut nimic toată ziua. Și nu am murit, am pus și mușchi. Acum, ce vreau să vă mai zic, apa este foarte, foarte importantă pentru slăbit, pentru că eu am o greutate și foarte mare și atunci trebuie să beau foarte multă apă pentru a nu-mi... atârna pieile, apa hidratează pielea și în momentul în care slăbești foarte mult, pielea va fi ajutată să se retragă, să fie mai elastică. Și încă un pont pentru care, cum să vă zic eu, pentru care să-l țineți în momentul în care aveți mult de slăbit. Luați-vă un ulei de la farmacie, este foarte bun pentru că este gras în primul rând. Și grăsimea hidratează iarăși pielea, pe lângă ce vitamine mai are uleiul acela în el. În primul rând este grăsime și gândiți-vă că grăsimea hidratează. Iar pielea noastră, în momentul în care slăbim foarte mult, are nevoie de hidratare cât mai multă. Deci cât mai multă hidratare, hidratare în exces. Asta e cel mai important pentru a fi, după aia, după ce slăbim, pentru a ne bucura de rezultatele noastre și a nu ne atârna pielea pe noi. Trebuie foarte bine să ne
trebuie să ne hidratăm foarte bine pielea. Haideți să vă arăt ce ulei mi-am luat eu. Imediat. Uitați, acesta este uleiul. Nu prea filmează bine telefonul ăsta. O să îmi cumpăr și un aparat de filmat. Aș vrea să-mi iau un Canon G7X Mark II, dar mai durează un pic. Miroase foarte, foarte ok. Se numește Bio Oil. Uitați, așa arată cutia. Asta e cel mai important. Și a fost 30 și ceva de lei. Aici scrie 48, dar l-am prins la reducere. Am dat, cred că, 34 de lei pe el. Are 60 de mililitri. Nu are mult. Cu acesta mă voi da pe burtă, mă voi da pe brațe. Este foarte bun pentru vergeturi, pentru nuanță neuniformă a pielii, pentru piele îmbătrânită și deshidratată. Și parcă mai scria ceva în farmacie, am văzut. Deci cicatrici, vergeturi, nuanță neuniformă a pielii și piele îmbătrânită și deshidratată. Da. De aceea e important să folosim hidratare pentru piele, pentru cei care au deslăbit foarte mult, bineînțeles, pentru că o să vă apară vergeturi și eu am vergeturi, nu cred că vreți să le vedeți acum, ia uitați-le, deja se văd, dar asta e, mai bine cu vergeturi și slab decât cu vergeturi și gras, pentru că vergeturile astea nu mi-au apărut acum, mi-au apărut prin liceu, așa că m-am obișnuit cu ele, nu este nicio problemă. Până data viitoare, numai bine, nu uitați, noi ne vedem joi cu clip nou, motivațional, să vedem cât am reușit să slăbesc în 30 de zile. Vă avertizez că este o sumă mai impresionantă decât aceasta, decât cele 13 kg din 4 săptămâni. Știu că mai sunt, că au mai fost decât 4-5 zile în plus, dar am reușit să trag tare de mine la antrenament, să mănânc foarte puțin și vă garantez, rezultatele sunt demențiale. Nu ratați acel clip. Nu uitați să stați motivați. Până data viitoare. Ciao! I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. So the roof comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit to my